Chiar dacă lucrările pe strada Republicii au fost finalizate, toate străzile care fac legătura cu aceasta au rămas în continuare cu restricții de circulație. Mai mult decât atât, câteva dintre semnele de circulație nu fac altceva decât să deruteze conducătorii auto, pentru că se contrazic și se anulează unele pe celelalte. Acesta este unul dintre aspectele semnalate de unul dintre telespectatorii postului nostru de televiziune. Tot acesta ne-a precizat că și în zona lucrărilor din piața primăriei s-ar putea găsi o soluție prin semaforizare. Aceste lucruri sunt sesizate de conducătorii auto care circulă pe străzile câmpurungene. Autoritățile sunt însă mai puțin interesate de modul în care se circulă în municipiu, cât de finalizarea lucrărilor. S-a început pe mai multe fronturi, iar cu pași repede se îndreaptă către sezonul rece, ceea ce va însemna și oprirea lucrărilor, iar municipiul va rămâne un șantier. În tot acest timp, circulația se va desfășura cu greutate, iar de suferit vor avea conducătorii auto, atât localnici cât și turiștii care tranzitează zona.